Neregul mari găsite de comisarii de la protecția consumatorului la magazinul Carrefour din cadrul Shopping Center Bega. Aceștia au identificat produse alimentare din carne de porc refrigerate, culoare modificată și miros nespecific, umiditate excesivă în interiorul ambalajului și condens. De asemenea, au mai depistat legume și fructe depreciate, supracoapte, cu pulpa afectată și scursă, nefiind respectate cerințele minime de calitate. Totodată, în zona de prestare servicii de alimentație publică de tip fast food, tările de copt au fost negi Corespunzător, așezate peste foile de copt ale altor tăvi, iar cuptoarele prezentau depuneri consistente de grăsimi alimentare arse și resturi alimentare. Specialitățile expuse în vederea comercializării ca masă caldă prezentau temperaturi sub cele reglementate. În vitrina frigorifică de desfacere a produselor de alimentație perisabile au fost identificate produse lactate și brânzeturi cu modificări organoleptice culoare și miros nespecific. În urma în regulilor constatate au fost dispuse patru amenzi contravenționale, în cuantum total de 63.000 de lei și a fost dat un avertisment. Au mai fost dispuse următoarele măsuri complementare. Oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate și oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare totală de 96.000 de lei.